Sunt din ce în ce mai mulți români cu studii superioare care pleacă peste hotare. Numai în ultimul an au ales să lucreze în străinătate aproape 70.000 de persoane. În toată această ecuație, singurul care pierde este statul român, care cheltuie 10.000 de euro pentru școlarizare. Are toate datele colega noastră, Cristina Dimulescu. Bun găsit! Potrivit datelor de la ultimul recensământ, sunt aproape 30 de mii de români care, după ce au finalizat studiile superioare, au plecat în străinătate. Au fost urmați de cei cu studii medii și ne referim aici la absolvenții de liceu și școli profesionale. În total sunt peste 200 de mii. Potrivit datelor, Eurostat față de 2008, numărul românilor care au cel puțin o facultate și care trăiesc într-un alt stat a crescut cu 144%. Dintre cei cu studii superioare care au plecat la muncă în străinătate, cei mai mulți sunt din București, adică 3000. Îi urmează îndeaproape cei din Constanța, care sunt uh, puțin peste 2500. Și județul Bihor are foarte multe persoane care au făcut facultatea în România, însă au plecat să lucreze peste hotare. Efectele acestor plecări în masă sunt foarte mari. În primul rând, ar trebui să ne uităm la câți bani pierde statul pentru școlarizare. Așadar, pentru fiecare român care a absolvit o universitate, țara noastră pierde aproximativ 50.000 de dolari. Suma reprezintă costul la aproape 20 de ani de școlarizare, iar banii nu pot fi recuperați. O altă problemă este deficitul de forță de muncă.